Bună seara, dragi radioascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ortodoxia Fântâna Vieții. Ne aflăm în cea de-a 25-a duminică după pogorârea Sfântului Duh, iar astăzi la Sfânta Liturghie s-a citit o pericopă evanghelică din Evanghelia scrisă de Sfântul Luca, o pildă numită a samarineanului milostiv. Invitatul din seara aceasta este unul special, este vorba despre Părintele Arhimandrit Nathanael Neacșu, cadru didactic la Facultatea de Teologie Dumitru Stăniloae din Iași, din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza și slujitor al Catedralei Mitropolitane. Părinte profesor, bine ați venit la emisiunea noastră. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Părintele profesor este titularul Catedrei de Teologie Dogmatică din cadrul Facultății de Teologie din Iași. Unul dintre titulari. Sunt doi profesori. Da, unul dintre titulari și are studii în străinătate, la Tesalonica, are o teză de doctorat realizată acolo, intitulată Pe persoana și comuniune în teologia Părintelui Dumitru Stăniloae, și încă un doctorat aici în România, la Facultatea de Teologie din Sibiu, Conștiință dogmatică și viață duhovnicească în gândirea arhimandritului Sofronie Saharov, care ulterior a fost și canonizat și a devenit Sfântul Sofronie Atonitul. Acesta este motivul pentru care ne-am gândit să vă invităm astăzi, fiindcă am văzut preocupările legate de teologia Părintelui a Sfântului Sofronie Saharov. Este bine să le spunem radioascultătorilor că vă aflați la Cluj pentru câteva vreme în cadrul simpozionului organizat la Facultatea noastră de Teologie, un simpozion internațional pe tema rugăciunii, tema anului omagial. Părinte profesor, voi da, după tipicul emisiunii noastre, voi da citire pericope evanghelice, iar apoi să vedem câteva învățături pe care le putem extrage. Așadar, din Evanghelia Sfântului Luca, din capitolul 10. Și iată un învățător de lege s-a ridicat, ispitindu-l și zicând, Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Iar Iisus a zis către el, ce este scris în lege, cum citești? Iar el, răspunzând, a zis, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar el i-a zis, drept ai răspuns, fă aceasta și vei trăi. Dar el, voind să se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus, și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis, un om cobora de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea și văzându-l a trecut pe alături. De asemenea și un levit, ajungând în acel loc și văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean mergând pe cale a venit la el și văzându-l i s-a făcut milă. Și apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele un de lemn și vin și punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțând doi dinari, i-a dat gaze și i-a zis, ai grijă de el și ce vei mai cheltui eu când mă voi întoarce, îți voi da. Care dintre aceștia trei ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis, cel care a făcut milă cu el. Și Iisus i-a zis, mergi și fă și tu asemenea. Acesta este textul Evangheliei din această duminică. Este un text arhicunoscut de către radioascultătorii noștri, mai ales că se citește, este prima Evanghelie din cadrul Tainii Sfântului Maslu și radioascultătorii noștri o cunosc. Haideți să vedem, Părinte Profesor, câteva învățături pe care le putem nuanța din această... Într-adevăr, este o pericopă evanghelică foarte cunoscută și cumva constituie, într-un fel sau altul, noutatea prin excelență a vieții creștine sau, dacă vorbim în termeni de lege și de legământ, superioritatea legii celei noi sau legământului celui nou în Iisus Hristos. Avem de-a face cu o întrebare sau... a unui învățător de lege, de fapt era cel care cunoștea foarte bine legea iudaică
și care reprezenta legea iudaică. De altfel, am putea spune că este o întâlnire între legea iudaică și Iisus Hristos. O întâlnire în limitele legii iudaice și o deschidere a mesajului celui nou și nu doar un mesajului, vedem că este mai mult decât un mesaj, este vorba de o lucrare. Și aceasta ne spune pericopa și pilda ca atare, este vorba de un om căzut între tâlhari care a fost rănit aproape de moarte, care zăcea aproape mort și pe lângă care au trecut un preot al legii vechi, un levit care reprezenta pe toți cei care slujeau la templu și care ar fi trebuit prin natura legii să se implice în viața aceluia, numai că dimensiunea cât privește asumarea celuilalt din perspectiva legii vechi nu era foarte clară sau poate că legea ca atare trăită doar în aspectul ei exterior nu făcea să vadă dincolo de ea taina aproapelui sau taina fratelui. Și aceasta este noutatea cea mare a Evangheliei, a vestei cele bune, că Hristos, ca Fiul lui Dumnezeu, a venit în lume pentru ca omul, pe om în general, să și-l facă aproapele său cu un accent foarte important. Întreabă la sfârșit, îl întreabă pe acest învățător de lege, și cine crezi că s-a făcut aproapele celui căzut între tâlhari? Nu îl întreabă cine e aproapele tău. Întrebarea învățătorului de lege era cine e aproapele meu. Răspunsul Mântuitorului Hristos este cine e aproapele lui. Cine s-a făcut aproapele celui căzut între tâlhari? Arătând că Hristos ca om, ca Dumnezeu, Iisus Hristos ca Dumnezeu, nu a venit să ne facă aproapele lui. A venit ca noi să fim aproape de El ca Dumnezeu. Aproapele, în cazul nostru, era o condiție ce ținea de ruperea și de depărtarea noastră de Dumnezeu, pe care vedem că în contextul acestei pilde, Iisus Hristos o lămurește arătând că întotdeauna aproapele este cel pe care tu îl vezi prin ochii lui Dumnezeu, așa cum vede Dumnezeu lumea și așa cum îl vede Dumnezeu pe om. Și Dumnezeu îl vede pe om așa cum explică și cum prezintă Mântuitorul Iisus Hristos omul căzut între tâlhari, adică pe noi înșine. Cu alte cuvinte, noi toți suntem căzuți între tâlhari și aproapele meu căzut între tâlhari este tot cel care se aseamănă bunului samarinean, în ultimă instanță a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sunt foarte multe idei și foarte multe gânduri și foarte multe sensuri duhovnice și chiar teologice care se pot desprinde din această pericopă evanghelică. M-aș opri asupra două dintre ele și pentru că aminteați de Sfântul Sofronie Saharov, prima dintre ele este caracterul moral în primă fază a vieții creștine și transmoral, dacă putem spune așa, în temeiul și în tărâmul vieții duhovnicești ca atare. Există în lucrările Sfântului Sofronie și în lucrarea lui prin excelență, îl vom vedea pe Dumnezeu precum este, un capitol intitulat Viața creștină sau trecerea de la etică sau de la morală la ființialitate. Cu alte cuvinte, modalitatea prin care porunca și legea morală, fie că este ea a Vechiului Testament sau chiar a Noului Testament, avem porunci morale despre bine, despre adevăr, despre să nu ucizi, rămân valabile. Ele se cer a fi depășite într-un tărâm al unei iubiri dumnezeiești care presupune, așa cum înțelegem din pilda samarinarului nemilostiv, să asumi viața și moartea celuilalt. Un alt aspect dezvoltat în acest sens de Sfântul Sofronie și care poartă și titlul unui articol sau au fost prinse din articolele Sfântului Sofronie și cu titlul de carte His Life is Mine sau Viața lui este viața mea,
Este modalitatea cum Iisus Hristos, ca samarina milostiv pe temeiul întregii lumi și a vieții omului în general, schimbă viața noastră cu a lui sau viața lui cu a noastră. Deci viața creștină este mai mult decât împlinirea unor legi morale și ne arată această limită. Și învățătorul de lege, care a primit până la urmă și care a exprimat legea în toată înălțimea ei, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată vigoarea ta, din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți, este legea fundamentală sau porunca fundamentală și a noului legământ. Problema era că perspectiva cât privește aproapele era raportată la sine și că în contextul iudaic aproapele reprezenta doar cel care era membru al comunității iudaice. Oare noi, din perspectiva noului legământ, nu avem aceeași dimensiune aproapelui cât privește creștinul ortodox sau doar creștinul? Sau nu vedem aproapele doar din perspectiva mea? Cine aproapele meu? Vedem din optica lui Dumnezeu sau cum vede Dumnezeu aproapele din perspectiva lui? Suntem noi plasați în sensul iubirii lui Dumnezeu, cum iubește El lumea, sau cum vrem noi să o iubim, ca ea să ne recunoască pe noi că iubim? Este o schimbare de optică și de dimensiune a vieții creștine, care de fapt constituie și noutatea Evangheliei și cu atât mai mult perspectiva pe care o aduc înainte acești mari doi părinți și sfinți ai bisericii din secolul trecut, Sfântul Siloan și Sfântul Sofronie Saharov, cât privește iubirea în temei dumnezeiesc până la iubirea de vrăjmași. Sigur că suntem obișnuiți cu textele biblice și mai ales cu poruncile evanghelice. Să nu desfrâneze, adevărat vă spun vouă, că dacă se uită la femeia sa și gândit cu ea și curvit, să nu ucizi, iar eu vă spun că dacă vei spune raca sau vei spune nebune, vei fi judecat, vei fi sinedriu, vei fi... De aceea vă spun că tot ceea ce vă fac voi oamenii, să nu așteptați, ceea ce faceți voi oamenii, să nu așteptați să vă facă înapoi, de aceea vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Acesta este mesajul concentrat al Evangheliei creștine. De ce? Pentru că ea surprinde și cuprinde taina iubirii dumnezeiești. Și pilda samarinanului milostiv este despre cum iubirea dumnezeiască cuprinde fără limite și fără condiții, în general, omul între viață și moarte. Dacă aceasta este perspectiva mea despre lume și aceasta este perspectiva mea despre oameni și despre aproape, atunci eu sunt într-o relație cu Dumnezeu de viață și de perspectivă veșnică. Dacă nu, eu sunt pe cale, sunt într-o rânduială morală, nu mă judecă poate conștiința și aici ar trebui să ne gândim mult mai adânc de ce nu mă judecă conștiința. Sunt într-o viață și într-un comportament moral, poate, dacă nu reprobabil, este acceptabil, dar acolo unde există morală și unde există lege morală nedepășită, nu e viață. Ca să nu spunem că s-ar putea să fie chiar moarte. Mesajul Evangheliei și ceea ce Părintele Sfântul Sofronie ne propune exact acest miez al Evangheliei cu privire la viața veșnică și la taina iubirii de vrăjmași, pe de o parte. Pe de altă parte, există această depășire a legii morale în caracterul universal al vieții creștine. Vedem că cele mai tari și cele mai, dacă vreți, cele mai adânci întâlniri pe care le-a avut Mântuitorul Iisus Hristos în perioada activității sale publice nu au fost cu iudeii. Au fost cu femeia samarineancă, au fost cu femeia cananeancă, au fost cu neiudei. Nici în Israel n-am găsit atâta credință, credința ta te-a mântuit și tot ceea ce cunoaștem din Evanghelie cu privire la întâlnirile tari și chiar teologice. Dialogul dintre Mântuitorul Iisus Hristos și femeia samarineancă este un dialog teologic care reașează
în temei teologic relația dintre om și Dumnezeu. Adevărat vă spun vouă că vine vremea așa cum este, când adevărați închinători se vor închina în duh și în adevăr, nici aici, nici acolo, nu e vorba de un Ierusalim. Aceasta înseamnă că această perspectivă universală a mesajului creștin rămâne valabil de la Hristos și până la sfârșitul lumii. Este foarte greu de asumat. Au făcut-o și neroa, amintesc acești doi mari sfinți ai bisericii, Sfântul Siloan și Sfântul Sofronie. Cu alte cuvinte, în temei și în tărâm duhovnicesc, nu au mers să propovăduiască în sens geografic și misionar de propovăduire, ci au asumat în cultura Duhului, așa cum este numită de Sfântul Sofronie și prezentată foarte, foarte frumos în contextul nostru de Părintele Rafael Noica. Această cultură nouă a Duhului este despre cum anume ne putem asuma viața celuilalt și a întregii omeniri prin rugăciunea pentru întregul Adam. Sunt înălțimi amețitoare. Sigur că cei care se ocupă cu spiritualitatea și teologia Sfântului Siloan și a Sfântului Sofronie poate că au început să fie familiarizați cu aceste expresii intrate oarecum și în limbajul teologic, rugăciune pentru întregul Adam, rugăciune ipostatică, rugăciune care dezvăluie caracterul personal al omului și toate virtualitățile și tot ce cuprinde în el ca dar prin creație. Dar dacă ne gândim foarte, foarte onest și foarte personal la această provocare, ne dăm seama că s-ar putea noi să nu fim nici măcar la nivelul învățătorului de lege. S-ar putea nici măcar să avem grijă de aproape în sens iudaic. S-ar putea să fim în afara lui Dumnezeu prin păcatele noastre în modul legii celei vechi. E foarte bine să înțelegem Evanghelia, este foarte bine să înțelegem adâncurile ei, este foarte bine să vedem înălțimile, este foarte bine să ne uităm la părinții noștri, dar în același timp este și foarte bine să păstrăm în continuare conștiința de sine și drumul pe care îl avem de urmat fiecare dintre noi. Ceea ce, în legătură cu mesajul creștin, ceea ce ne propune Sfântul Sofronie și Sfântul Siloan, în sensul acestui universalism creștin de asumare aproapelui, constituie, cred, și unul din mesajele profetice pentru secolul 21 și pentru viitorul acestei lumi, așa cum îl va rândui și cum îl va îngădui Dumnezeu. De ce? Pentru că lumea și paradigmele vechi, vedem că sunt lupte ideologice și lupte de blocuri și lupte de tendințe din punct de vedere al înțelegerii despre lume și despre om, dar este deja un dat că lumea a devenit o lume globală. Informația, modul în care se schimbă și conștiințele nu mai trăiesc în paradigmele secolului trecut, în paradigme naționale sau regionale. Aceasta nu înseamnă că e un lucru bine sau rău. Au existat și există foarte multe discuții dacă aceste lucruri ar trebui corectate în sensul că trebuie să ne luptăm pentru identitatea națională, pentru identitatea culturală, pentru identitatea de obiceiuri, sau ar trebui să depășim această luptă și să o trecem în plan duhovnicesc. Există două perspective. Perspectiva în care globalismul este o provocare distructivă, care nivelează tot ceea ce înseamnă conștiință umană în sensul ei înalt și elevat, dar există și perspectiva mărturisită de arhiepiscopul Tiranei și al întregii Albanii, Anastasie Anulatos, cu privire la globalism ca o nouă șansă de activare a Evangheliei în caracterul ei universal. Și Sfântul Sofronie, și cred aici este cu rugăciunea și cu iertarea de rigoare, cred că Sfântul Sofronie au fost trimiși în această lume nouă,
în această epocă nouă, să ne spună că Evanghelia poate să se adâncească în caracterul ei de aproape înțeles în toate colțurile lumii și în toate dimensiunile și în toate formele, așa cum ne este prezentată de Mântuitorul Iisus Hristos în pilda samarineanului milostiv, în ceea ce numim un creștinism al persoanei, un creștinism, o evanghelie universală. Noi o numim tot timpul, că noi spunem că Mântuitorul a venit să propovăduiască și nu doar să propovăduiască, ci să mântuiască pe tot omul, dar când spunem acest lucru, nu știu dacă avem dimensiunea clară a adâncimii teologice și evanghelice și dacă nu, cumva, suntem și noi învățători de lege ai legii celei noi. Da. A spus foarte multe lucruri interesante, dar m-aș opri la o întâmplare pe care mi-am amintit-o, pe care am citit-o în viața Sfântului Siluan, acel moment în care unul dintre părinții din mănăstire, mi se pare, îi spunea că este cu neputință ca toți oamenii să se mântuiască. Și cuviosul Siluan explica că acolo poate că în iad poate vor fi rude și prieteni dragi și acel părinte din mănăstirea aceea avea această perspectivă legalistă. Dacă nu au respectat legea, dacă nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu mai există nicio șansă. Și cuviosul Siluan are acel cuvânt adânc, zice, dragostea nu poate răbda aceasta. Din perspectiva aceasta, cred că, după cum ați spus, ar trebui văzut foarte interesant despre globalizare, că poate fi o șansă actualizării Evangheliei, acestei încercări a noastră, pentru că ați nuanțat foarte bine că noi s-ar putea să nu fi încă nici pus bun început. Perspectiva asta a rugăciunii pentru întreaga lume e foarte înaltă, însă tot cuviosul Sofronie zicea la un moment dat că e de folos să ne punem standarde înalte, fiindcă noi oricum facem foarte puțin. Dacă ne punem și standarde foarte mici, nu vom face aproape deloc. Dar globalizarea poate fi o șansă actualizării acestei Evanghelii a rugăciunii pentru întreaga lume. Și ziceam că sunteți la Cluj pentru acest simpozion dedicat rugăciunii, pentru rugăciunea personală, rugăciunea liturgică și rugăciunea pentru altul. V-aș întreba din teologia părintelui Sofronie, a Sfântului Sofronie, puține lucruri despre aceste trei etaje ale rugăciunii, rugăciunea personală, rugăciunea liturgică și rugăciunea pentru celălalt. Poate și din teologia părintelui Sofronie și a cuviosului Siluan se determină una pe alta, se împletesc în vreun fel. Care este perspectiva acestor sfinți despre cele trei tipuri de rugăciune? Mi-e greu să răspund altfel decât în sensul lecturilor. Trebuie lămurit de la început acest lucru. Și acestora, la nivelul meu, nu le-aș spune nici superficiale, dar nu le-aș spune nici la înălțimea ofertei spirituale și teologice a Sfântului Sofronie. Este un capitol foarte interesant despre rugăciunea din Ghețimani, pe care o trece sau o prezintă în toate aceste trei dimensiuni, și ca rugăciune personală, și ca rugăciune pentru lume, și ca rugăciune liturgică. De fapt, acolo se creează miezul unei noi vieți, în temei personal, în temeiul lumii și în temeiul oamenilor și în temeiul a ceea ce noi numim viața cea nouă împărtășită în Sfânta Liturghie. Prin faptul că a sudat cu sânge și că s-a rugat pentru întreaga umanitate atunci și a simțit golul și moartea care despărțea omul în întregimea lui de Dumnezeu și că a sudat cu sânge și că și-a predat voia sa înaintea morții pe care o simțea și o simțea până în adâncul ființei sale ca om, Iisus Hristos a restabilit calitatea teologică a rugăciunii. Rugăciunea, mă tem că de foarte multe ori rugăciunea trece într-un plan de emoție religioasă și prezentare spirituală a unor
a unor mișcări sufletești de ordin afectiv, emoțional. De aceea sunt și probleme foarte multe la acest capitol. În Ghețimanii, Iisus Hristos stabilește rugăciunea temeiului teologic, care, nu ca scop în sine, ci ca mijloc, tinde și trimite la relația teologică și autentică a omului cu Dumnezeu. Trecută prin asumarea morții din noi, personală, trecută prin schimbarea morții noastre cu viața lui Hristos în temei liturgic și trecută prin taina aproape lui, tot în sensul comunitar al bisericii, trăită ca viața întregii umanități. De altfel, el și ține să precizeze și acesta constituie practic un principiu teologic foarte important, fundamental în teologia spirituală, ascetico-mistică a Sfântului Sofronie, un dicton care a devenit cunoscut și repetat: nu cunosc un creștinism adogmatic, neascetic și nebisericesc. Prin urmare, tot ceea ce facem trebuie să fie în temei teologic și dogmatic, să aibă temei ascetic și să aibă temei eclesial. Ca atare, viața creștină, dacă nu este o dezvoltare a conștiinței dogmatice și teologice, a ceea ce cred, afundându-mă și crescând în credința pe care o mărturisesc, care ține nu de o concepție, ci de o relație. Credința ține de relație, nu ține de concepție. Eu cred în cineva, nu în ceva. Dacă nu am dezvoltarea acestei credințe, pentru că este o persoană, dacă nu există asceză și nevoință în sensul rugăciunii, a nevoinței și a asumării, mortificării morții din noi, și nu există comunitatea sau taina aproape lui, rugăciunea este o rugăciune în măsura în care stă în această tendință. În măsura în care nu stă în această tendință, ea poate să fie formală, ea poate să constituie un ritual, rugăciunea poate să fie chiar o piedică înaintea lui Dumnezeu și nu spune Hristos însuși. Nu tot cel care îmi spune: Doamne, Doamne, împlinește voia Tatălui meu sau... Da. Și cunoscut Evanghelia în acest sens. Mai mult de atât, nu m-am gândit la această perspectivă. Sunt gândurile care mi-au venit acum, ridicând... Un alt aspect la care m-am gândit să medităm împreună din cuvântul Evangheliei este acel: iubește-L pe aproapele tău ca însuși spre tine. Am primit de mai multe ori întrebarea aceasta în cadrul spovedaniei de la studenți: care ar fi iubirea de sine sănătoasă, duhovnicească? În scrierile părinților este condamnată ca fiind mama tuturor păcatelor, iubirea de sine. Însă se pare că Mântuitorul Iisus Hristos recomandă sau o face ca un... rămâne ea cumva un standard la care ne raportăm, prin care să iubim pe ceilalți. Cum vedeți iubirea aceasta de sine sănătoasă? Viața este un dar. Existența noastră este un dar. Modalitatea de a răspunde la acest dar este în sensul iubirii și dăruitorului și a darului. Eu mă iubesc pe mine atunci când îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu, de aceea iubirea de sine trece prin Dumnezeu și prin darurile care sunt date pentru viața mea pe seama celorlalți oameni. Întotdeauna mă voi iubi teologic și corect atunci când ierarhia acestei porunci este respectată. În raport cu Dumnezeu, din toată inima, din tot sufletul, din toată vigoarea, din toată ființa, atunci mă voi iubi pe mine. Și pe aproapele ca pe mine însumi, atunci mă voi iubi pe mine, evanghelic, duhovnicesc. Practic, este foarte greu de descris, pentru că de obicei noi ne luptăm cu ceea ce părinții iubesc și sunt termeni diferiți. Filaftia. Iubirea de sine înțelesă ca iubire de mine în mod autoreferențial și în modul înțelegerii mele ca centru universului. Din această perspectivă,
vindecarea acestei filaftii se face prin aftomemsia sau prihănirea sau defăimarea de sine sau aducerea înaintea lui Dumnezeu a nimicniciei, a limitelor, a neputinței, a stricăciunii și chiar a limitei mele din punct de vedere creat. Dacă nu sunt bolnav, sunt creat și tot am o limită cât privește capacitatea mea de a iubi. Dincolo de faptul că nu avem nici măcar capacitatea naturală de a iubi, ne iubim pe noi mai mult. Și sigur că există o astfel de provocare, mai ales în curentele noi și provocatoare, aș putea spune, a tendințelor psihologice, de descoperire a sinelui, de dezvoltare personală, de toate acestea au sensul lor și sunt expresii care n-au absolut nicio problemă, dezvoltarea personală, dacă o citim în cheie sofroniană, orică îi spui actualizarea principiului ipostatic sau actualizarea persoanei sau a darurilor din tine, singura problemă este dacă dezvoltarea aceasta se face în conștiința faptului că viața mea este un dar de la Dumnezeu sau faptului că eu sunt Dumnezeu prin mine însumi. Deci, autonomizarea este foarte, face distinția. Este foarte fină această distinție și cu atât mai complicată când planurile interferează, când sunt eu, când îl las pe Dumnezeu, când mi-e bine, aș vrea să fiu eu cel care rezolv problemele și mă dezvolt personal, când nu sunt bine, poate aș vrea să fie Dumnezeu. Este o provocare, o provocare a veacului în care trăim. Da, recent, nu mai amintesc unde am auzit în cadrul unei intervenții a cuiva că chiar viața duhovnicească poate deveni în anumite condiții un exercițiu de dezvoltare personală atunci când regula, când norma este respectată în litera ei și la sfârșitul zilei pot să fac o listă a tuturor lucrurilor pe care le-am împlinit în fața ta, Doamne. Asta poate să devină exercițiu de dezvoltare personală și sub nicio formă viață duhovnicească. Fiindcă, așa cum ziceați, distinția cred că se face atunci când eu mă autonomizez pe mine și nu, lucrurile acestea nu sunt cultivate în mine în raport cu cel ce este bun, atunci devine un exercițiu al dezvoltării mele și o iubire de sine pătimașă. Da. Este foarte important. Hristos ca om a suferit un proces de dezvoltare personală, numai că trebuie să citim Evanghelia și în special teologia paulină. Iar aceea că s-a suit, ce înseamnă fără numai că s-a coborât? Și nu s-a coborât la nivelul nimicniciei mele. Nu am conștientizat doar faptul că eu sunt om limitat și stricăcios. S-a coborât într-o cele mai din jos, mai cele mai de jos ale pământului. Pentru ca în numele Lui și astfel i s-a dat o putere ca în numele Lui tot genunchiul să se plece și a celor pământești și a celor de desubt și a celor de deasupra și a celor cerești. Deci te faci stăpân atunci, și aici este teologia Sfântului Siloan, te faci stăpân atunci când cobori în iadul nu doar al tău și îți asumi iadul tău și neputința ta și moartea ta, atunci când poți să asumi iadul întregii umanități. Cine poate să facă asta dintre creștini? E o tendință, dar cine e? Să fim onești. Și atunci, despre ce dezvoltare personală vorbim dacă vorbim în acest sens? Dacă o trecem în pași și într-o formă de urmare a unui program, da, poate exista un echilibru psihic, dar trebuie atenție foarte mare în ce se întâmplă după. Echilibru psihic nu înseamnă dobândirea vreunei izbânzi în temei duhovnicesc. Înseamnă că te-ai echilibrat și cu mintea pe care o ai cât de cât întreagă și sufletul cât de cât întreg, să zicem, trebuie să lucrezi din nou la coborârea ta. Viața creștină este despre cum să mori. Despre ajungi la această cultivare și iubire de sine, ca apoi să începi lepădarea de sine. Și de altfel e un exercițiu inutil să urci, ca apoi să trească să cobori. Dar, totuși, o situație la care încă eu personal n-am găsit un răspuns este legată de acei oameni sau acei tineri, mai cu seamă fiindcă ei sunt cei cu care interacționez cel mai des, care sunt cuprinși de mari, mari deznădejdi.
în termenii psihologiei moderne de depresie. Cuviosul Sofronie sau Părintele Rafael, nu mai știu cine, zicea că noi nu știm ce este nădejdea, căci ne-am născut în deznădejde. Și în eventualitatea unui al treilea război mondial, zice că nădejdea și credința nu va mai exista pe pământ. Și mă gândesc la acești tineri care trăiesc în deznădejde, mulți dintre ei cu foarte multe răni din adolescența și copilăria lor, pentru care nu sunt responsabili, au fost victime și doresc moartea, fiindcă n-au nici măcar această iubire de sine psihică, măcar pentru un bine, cât să fii, cum ziceați, acest confort psihic, măcar să poți să trăiești. Și raportat la aceștia, cred că e important să fie nuanțate lucrurile, nu-mi dau seama limita, nici eu. Dar mă gândesc că pentru aceștia, această iubire de sine poate fi într-o anumită măsură mântuitoare, măcar să-i aduci la un stadiu în care se poate cultiva. În spiritualitatea ortodoxă, care e mai veche decât noile izbânzi în tărâmul psihologiei, psihiatrie și așa mai departe, există o regulă de aur. Atunci când sufletul tău deznădăjduiește, lupta este despre nădejde și despre cum tu ești înzestrat, dacă nu poți să ai acest gând că ești înzestrat de Dumnezeu, măcar că ai darurile și rostul tău și că aceste daruri sunt doar ale tale și că merită pentru ceilalți să trăiești pentru a ți le împărtăși. Iar atunci când ți se pare că darurile tale sunt indispensabile, să-ți aduci aminte că tu de fapt mori. Acest echilibru spus în termenii atunci când deznădăjduiești să alergi la încredere și la nădejde și atunci când ești foarte încrezător în tine, să alergi la defăimare de sine. Dar acestea se poate întâmpla în secvențe mai largi, mai scurte, se poate întâmpla într-o singură zi, într-o singură oră. Aceasta ține de lupta duhovnicească. Acum, sigur că dacă vorbim de oamenii care nu au o perspectivă spirituală, poți să îmbraci mesajul până când ajunge la o conștiință despre Dumnezeu, poți să îmbraci același mesaj spunând de același lucruri și la momentul în care se limpezește să îi spui că de fapt după ce te-ai stabilizat urmează partea de a sta în Dumnezeu, că nu poți să stai singur. Pentru stăpânul său stă sau cade. Noi nu putem sta decât atunci când Dumnezeu ne ține. Și poți sta doar atunci când, fiind foarte încrezător în tine, ești conștient de faptul că ești limitat, mori. Tot ceea ce ți-a dat de la Dumnezeu, chiar și a voi și a bine și a face, spune în epistola către Filipeni, dacă nu mă înșel, că El lucrează în noi ca să binevoim și să facem. Deci noi nici să binevoim, nici să facem nu putem dacă El nu lucrează noi înainte. De aceea este și această dimensiune a credinței prin fapte și aici este și o problemă de teologie, mă rog. Există capitolul de mântuire subiectivă, mântuire obiectivă în anumite manuale de teologie dogmatică, după care urmează capitolul de soteriologie care presupune credința și faptele bune. Faptele bune necesare pentru mântuire. Apostolul Pavel vorbește despre faptul că în har sunteți mântuiți și nu din fapte, ca să nu se laude nimeni. Dar în același timp, dacă stăm în Hristos, umblăm într-o faptele Lui. Noi suntem chemați să săvârșim fapte, dar nu fapte morale în sine, ci să umblăm în faptele Mântuitorului Iisus Hristos în temeiul unei relații personale și în perspectiva unirii cu Iisus Hristos. Altfel, faptele morale s-ar putea ele însele să ne despartă de Hristos, dacă sunt luate în sine. De aceea și Sfântul Maxim Mărturisitorul ține să precizeze că în spatele oricărei părunci se află însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Dar de foarte multe ori perspectiva aceasta morală în sine ne desparte de însuși Hristos și de chiar de viață.
Ceea ce e foarte grav și foarte serios. Da. La Filocalia nouă, Sfântul Ioan Scăraru vorbește despre faptele bune care pot să aibă ca determinare slava deșartă, care pot să aibă ca determinare cultivarea ego-ului, dezvoltarea personală până la urmă, și care în cele din urmă este foarte drastic, spune că ne desparte cu desăvârșirea de relația cu Mântuitorul Iisus Hristos. Da. Părinte profesor, am atins mai multe teme, sper că radioascultătorii noștri să fi primit multe dintre ele, însă ca esența discuției noastre a fost acest concept, dacă îi putem spune așa, din teologia celor doi sfinți, a tainei fratelui. Cred că unul dintre cuviosul Siluan zicea, fratele nostru este viața noastră, și despre acest lucru este și Evanghelia pe care am citit-o. Acum, fiindcă emisiunea noastră se apropie de final, vă invităm să adresați radioascultătorilor noștri raportat la cuvântul Evangheliei, raportat la vremurile pe care le trăim, raportat la cuviosul Sofronie și Siluan, un gând duhovnicesc pe care îl doriți, pe care îl socotiți. E foarte greu să împărtășesc gânduri sau sfaturi care să fie valabile pentru oameni pe care nu-i vezi. Așa e. Nădăjduim că această modalitate de împărtășire este o modalitate de împărtășire binecuvântată și prin care Dumnezeu însuși și lucrarea acestor sfinți să ajungă în sufletele cător cât mai mulți dintre slujitorii, trăitorii, creștinii și necreștinii, de ce nu, dar care au o perspectivă și o căutare în sens spiritual și în sensul voii lui Dumnezeu. O să împărtășesc un gând cu privire la persoana proprie. Evanghelia de citită este un soi de vedere în oglindă a modului în care mă așez eu în întâlnirea mea cu Mântuitorul Iisus Hristos, care se coboară din cer, din Ierusalim, se coboară în Ierihon, și acela pot fi eu. Unde sunt eu la întâlnirea aceasta? Sunt preotul care a trecut pe lângă fratele. Sunt levitul care slujește la templu, dar care și-a pierdut emoția unei relații cu Dumnezeu și a unei relații cu oamenii în perspectiva lui Dumnezeu. Sunt chiar cel căzut între tâlhari. Sunt cel care primește în pandohion, în limba greacă, este pandohion, este cel care primește pe toți. Îi spune han în română sau dohio, recepție, și pan, primirea tuturor, în casa tuturor. Sunt cel care slujește această casă. Sunt cel care învățătorul de lege, care cunoaște, care știe legea, care știe să o spună la emisiuni. Cine sunt eu la întâlnirea mea cu Hristos? Cred că aceasta este modalitatea de abordare pe care trebuie să o avem de fiecare dată când ne întâlnim cu Hristos în cuvântul său mărturisit în textele evanghelice. Dacă această întrebare există, probabil că va fi și un răspuns onest, și apoi va exista o căutare. Și asta înseamnă viață. Așadar, cuvântul Scripturii tot timpul să stârnească în noi o cercetare de sine, să vedem unde ne situăm noi în diferitele ipostaze pe care Evanghelia ni le pune înainte, și această conștientizare a cine suntem din aceștia să ne ducă la o căutare mai intensă a lui Dumnezeu. Și așa frumos, cum a zis, aceasta este viața. Vă mulțumim mult, Părinte Profesor, că ați fost împreună cu noi. Vă mărturisesc că am simțit acest dialog foarte cald, poate chiar sub ocrotirea celor doi sfinți pe care îi iubiți mult.
Vă mai așteptăm la emisiunea noastră, o facem încă de acum o invitație pentru o viitoare intervenție, când Dumnezeu va rândui și cum va rândui El. Dragi radioascultători, împreună cu noi a fost Părintele Arhimandrit Nathanael Neacșu, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și slujitor în cadrul Catedralei Mitropolitane. Până data viitoare, vă dorim zile frumoase și o săptămână binecuvântată.